Ziua de 20 septembrie nu a fost aleasă întâmplător, mâine este ziua de naștere a liderului PSD și tot mâine se împlinesc 555 de ani de la atestarea documentară a orașului București. Organizatorii au pregătit o lansare fastuoasă la care sunt așteptați să participe 70.000 de simpatizanți și membrii ai PSD, PC și UNPR. Show-ul electoral, care se dorește a fi o demonstrație de forță a alianței, este programat să înceapă la ora 16. În județul Gorj s-au făcut pregătiri intense pentru deplasarea la București. Numai puțin de 1800 de persoane vor participa la evenimentul de lansare a candidaturii lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale, a afirmat liderul PSD Gorj, Florin Cârciumaru. Sâmbătă, începând cu ora 16, pe stadionul Arena Național, va avea loc lansarea domnului Victor Ponta pentru alegerile din noiembrie. Delegația de la Gorj va fi compusă din 1800 de membri PSD. Suntem într-adevăr mulți, exact ceea ce ne așteptam. Sunt foarte mulți membrii PSD care vor să meargă. Pentru deplasarea la București se vor folosi 10 de autobuze. Am convocat toți președinții de organizații pentru că este foarte dificil, foarte greu să deplasez atâția și atâția oameni. Îi vom deplasa cu 36 de autocare. Radio Târgu Jiu și Gorj TV vor avea o echipă prezentă la acest eveniment care va transmite în timp real toate informațiile cheie ale lansării candidaturii lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale din noiembrie 2014.